Vă salut, fraților, bine v-am găsit. Mai ieri eram prin Italia, așa cum bine știți, și vine un băiat la noi, de fapt nu era un băiat, era un tătăiță, să ne vândă niște ceasuri supra mega extra scumpe, cerea o sumedenie de bani pe ele. O să vă arăt imediat despre ce e vorba. Da, eu nu am auzit sincer de brandul ăsta niciodată, frumos, cu punguliță, ia uitați ce frumos arată. N-am auzit niciodată de brandul ăsta, dar sincer mi s-au părut foarte mișto și la prețul care l-am dat pe ele, adică nu era nicio pierdere, nu era nicio chestie. Sunt două ceasuri automatice, imediat vi le arăt, așa. Vi le arăt și mai în detaliu mai târziu. Nu știu ce să vă spun despre mecanism, nu are nicio specificație, adică habar n-am, nu știu ce să vă spun, așa arată ele, sunt foarte drăguțe, foarte bine lucrate, nu au greșeli, erori, cureaua tinsă, cred, tind să cred, dar nu prea, că ar fi din piele, e foarte bine lucrată, foarte, foarte frumoasă, pare să fie piele, dar nu cred, în fine. Sunt două automatice. Ce vreau să vă spun despre ceasurile astea este că m-au șocat puțin. Ce vreau să vă zic? Ăsta l-am purtat ieri și astăzi, dar ăsta, na, nu putem să zicem nimic despre mecanism. Dar ăsta l-am încărcat eu ieri manual. I-am încărcat arcul la maxim, că după cum vedeți se vede arcul aici. În interior, că sunt scheleton, în fine. Și l-am încărcat la maxim. Țin să vă spun că merge și acum și e bine, e bine ora. Exact ca la ăsta, adică e bine, nu a rămas în urmă, nu s-a dus înainte, nu, și l-am ținut în cutie fără să-l port. Interesante, frumoase. Arată bine, nu sunt prea chici, sunt ok, sunt super frumoase. Vreau să vă arăt imediat și spatele și mecanismul cum arată. Dar Martin Line. Care aveți ceva detalii, știți mai multe despre brandul ăsta, spuneți-mi-le și mie dacă se poate. Haideți să vă arăt și mecanismul. Ah, dar înainte de toate, au și un cărduleț aici cu ceva specificat, stainless steel, cred că calibru 3668, automatic, codul, cod de bare, QR, tot ce trebuie. Dar v-am zis, nu găsiți, nu reușiți să... Pe site-ul lor oficial nu reușiți să găsiți prețul sau nu puteți să-l comandați ceasul ăsta. Cam așa arată și pe spate. Spate cu sticlă, foarte frumos. Mecanism automatic. Nu scrie pe mecanism, nu găsești numărul de rubine, nu găsești niciun detaliu, fabricație, nimic, absolut nimic. Dar v-am spus, calitatea arcului e destul de mi s-a părut destul de ok, adică a ținut mai mult decât Seiko ăla pe care am dat 13 milioane, adică. Haideți să vă arăt și mecanismul imediat după ce găsesc aici acum. Ia uite. Cam așa arată mecanismul, balansorul. Vedeți, nu se găsește nimic, doar Martin Line aici, un model frumos care dă bine. Cam
atât. Nu găsești număr de rubine, nu găsești absolut nimic. Are câteva rubine pe aici, dar habar n-am, nu știu. Și celălalt e studiat de mine și este la fel. Aceeași. Cureaua asta este foarte bine lucrată, vă spun sincer. Ia uitați și cantul cum este. Ăsta l-am purtat 2 zile. Nu știu sincer să vă spun dacă e piele sau nu, dar pare piele. Și foarte, încă o chestie bine de punctat, ia uitați-vă aici, vedeți că doar, nu este doar lipit, ci are și cusătură. Da? Deci asta e destul de rezistentă, chestia asta. Cusături și pe aici, asta ok. Imediat vă spun și cât am plătit pe ele. Vă spun imediat și cât am plătit pe ele, adică nu e nicio, n-ar fi nicio pierdere mare dacă am luat țeapă, să zicem așa. Acum stau și mă gândesc la prețul care l-am plătit eu și la cât de frumos sunt lucrate cutiile astea și curelele astea, fiind ele și chinezării. Nu știu dacă se justifică prețul puțin, adică e posibil să fie furate, dar nu prea, în fine, nu prea știu, nu prea cred. Am plătit 20 de euro pe fiecare. 20 de euro pe fiecare, la 20 de euro care sunt 100 de lei. Mă întreb eu cât ar putea să coste ceasul. A, încă o chestie tare. Vine și cu card de garanție, chică, da? Cu nume, cu tot ce trebuie, cu cod QR, cu tot, deci tot ce trebuie, da? Da? Doar că e de formă. Așa. De stau și mă întreb așa, la prețul de 20 de euro pe fiecare, adică 20 cu 20, 40 de euro, da? Stau și mă gândesc la un singur lucru. Cât ar putea costa ceasul sine, mecanism, cureaua și cutia asta care e super mișto, adică super, super frumoasă este. Merge făcută cadou, da. E un ceas frumușel. Cutia, v-am spus, e foarte bine lucrată, foarte frumoasă, Martin Line aici, limited edition, în fine, cu auriul ăsta pe aici, vedeți și interiorul cum arată. Acum stau și mă gândesc eu cât ar putea să coste toată chestia asta și să le rămână și lui aia care îl fac profit, adică nu știu, nu știu nimic de brandul ăsta, barnan, nu am auzit de el niciodată, n-am văzut, sunt într-un grup de ceasuri pe Facebook, am și eu ceva ceasuri mai scumpicele. Da, de ăstea nu am auzit nimic. Nu știu, sincer, tind să cred după culoare, când mă uit așa în sticlă, tind să cred că e safir. Nu știu, nu am detectorul la mine, nu pot să spun dacă e sau nu, dar pare a fi. Pare a fi. Și la ăsta la fel. Foarte frumos, ăsta cifre romane, foarte tare, foarte frumos, scheleton, aici aveți tot mecanismul, nu rămâne în urmă, v-am zis, nu așa. Acum, dacă știți ceva despre firma asta, lăsați-mi și mie un comentariu, dați-mi pe acolo, eu știu să... Dați-mi un link, ceva care pot să aflu detalii sau habar n-am, nu știu, nu pot să găsesc nici prețurile, nu pot să le evaluez, adică nu știu un preț, nu știu nimic. Pare o firmă de apartament, să-i zic, nu e prea, cred că e prea mare apartament, garsonieră, subsol, ceva de genul, dar să știți că sunt foarte, foarte bine lucrate și foarte frumoase, foarte drăguțe. Fraților, cam asta am fost de spus. Vă rog, dacă se poate, să mă ajutați și pe mine cu un like, un subscribe, cu o distribuire, cu ce vezi voi acolo.
și ne auzim pe altă dată. A, încă o chestie. În prețul ăsta de 40 de euro, surpriza, a fost inclus și ăsta. Bine, ăsta nu prea ai ce să vorbești despre el. Este un quartz de femei. Nu e aceeași calitate ca la ce v-am arătat mai devreme. Tot la fel, cu card de garanție, frumos și ăsta. Brățară jubilee, foarte frumoasă. Niște plastic pe aici, că diamant nu are cum să fie. Sau orice, orice altă piatră neprețioasă, cred că sunt plastice, în fine. Ce-l strică? Închizătoarea asta e foarte, foarte proastă, dintr-o tablă foarte subțire, foarte aiuritică. Dar partea asta de aici e drăguță. Bine, nu prea sunt depurtate astea, adică nu prea poți să le porți în mult timp, că e posibil să se strice, să se rupă și în cutie. Mă refer strict la asta. Da, e drăguț așa, dacă tot a intrat în preț, a fost așa, cum să zic, un bonus, un așa, da, zic, dă-l mă și pe ăla, hai să fie. Da, cam asta e. Vă salut și ne auzim pe altă dată.